Prima rundă de negocieri pentru formarea unui nou guvern este un eșec. Dacian Cioloș, desemnat prim-ministru de Klaus Iohannis, primit la sediul PNL, privit de Florin Câțu de sus, cu nedisimulat dispreț, după cum era de așteptat, nu reușește să adune o majoritate de dreapta. USR nu are curajul să apeleze la PSD și AUR, iar PNL, cu ochelari de cal, nu vede altă soluție decât Florin Câțu prim-ministru. În acest context, nu poate fi ignorată propunerea UDMR de a fi desemnat cu formarea unui guvern pe 6 luni pe liderul UDMR, Kelemen Hunor. Cu siguranță, dacă nu ar fi fost ungur, Kelemen Hunor ar fi fost cel mai potrivit politician să fie desemnat cu formarea unui guvern nou. După discuția cu Dacian Cioloș, Florin Câțu a declarat că nu s-a ajuns la nicio concluzie. El insistă pe ideea că USR ar trebui să facă o majoritate cu PSD și AUR. Nu a fost nicio concluzie această discuție. Am spus și în această întâlnire că mi se pare normal ca cei care au declanșat criza, adică coaliția AUR, PSD-USR, să vină și cu o soluție. Am primit mandatul domnului Dacian Cioloș, o să mai discutăm, să mai vedem, dar astăzi nu este nicio concluzie. Stea dorește să refacă coaliția și să mai discutăm. Suntem aici, am spus, din respect pentru români, noi vrem să ca România să nu rămână în criză, dar, așa cum am spus și spun de fiecare dată, soluția, în primul rând, trebuie să vină cei care au aruncat România în criză. După aceea vedem mai departe. Ideea, intenția, da, era cea de a face coaliția din partea domnului Dacian Cioloș. Mai puțin despre acest lucru astăzi. Suntem astăzi aici să discutăm, dar am spus de câteva ori și în discuția de astăzi și mă spun și dumneavoastră, cei care au adus România să închide și pentru că, sau un alt mesaj pe care l-am transmis a fost acela că atunci când a fost la Cotoceni domnul Dacian Cioloș, ne gândim că a avut în spate un mandat sau o majoritate când a propus USR premier pentru l-a propus premier pe domnul Dacian Cioloș. Acea majoritate este cea a USR AUR PSD. De aceea revin la această coaliție USR AUR PSD care are o majoritate testată în Parlamentul României, un vot politic. Premierul desemnat Dacian Cioloș a declarat că Florin Câțu și Kelemen Hunor i-au spus că au nevoie de o discuție în partid pentru a lua mandat pentru o astfel de negociere și că vineri vom avea o nouă întâlnire. Prima prioritate, obiectivul meu și obiectivul partidului pe care îl reprezint al USR este să dăm un guvern României cât mai repede, să mergem cu o soluție în Parlament cât mai rapid, pentru că dată fiind situația, gravitatea situației, cred că nu putem aștepta discuții foarte lungi și că în mod normal și natural am venit înspre PNL și UDMR pentru că din punctul nostru de vedere nu există altă formulă de construcție majoritară în Parlament la care noi să participăm decât cea cu PNL și UDMR și cu susținerea grupului minorităților. Colegii, președintele PNL Florin Câțu și Kelemen Hunor mi-au spus că au nevoie de o discuție în partid ca să iau un mandat pe o astfel de negociere și că în următoarele zile, vineri, vom avea o nouă întâlnire în care să vedem care sunt deciziile în conducerile celor două partide. Dar am înțeles că, sigur, în principal, Florin Câțu are nevoie de această discuție care va avea loc mâine în conducerea partidului. Le-am explicat că ne-am dori o decizie cât mai rapidă ca să știm dacă începem negocierile sau nu, pentru că din punctul nostru de vedere trebuie să fim în măsură să oferim un guvern cu soluții concrete cât mai repede. Eu am un mandat deocamdată și trebuie să duc la capăt acest mandat. Dacă PNL-ul și-ar dori sau și-ar fi dorit să facă o propunere de premier, puteau să o facă și evident pot să o facă și de acum înainte. Aici e decizia lor, o să vedem ce decizie iau, însă deocamdată răspunsul lor trebuie să fie legat de propunerea de premier pe care a făcut-o deja președintele Klaus Iohannis.
Persoanele care doresc să depună ajutorul pentru încălzire pot ridica de marți 12 octombrie de la Direcția de Asistență Socială sau pot descărca de pe site-ul formularele de cereri, care vor trebui completate. A început procesul de distribuire a formularului. Se pot găsi la sediul DAS situat pe strada Ilișești numărul 4. Avem și lista cu actele necesare, acestea se ridică împreună. Formularele sunt gratuite și atenționăm pe această cale cetățenii să nu le cumpere din alte locații unde acestea se comercializează. Venim cu modificări aduse legislației în sensul dublării nivelurilor de venituri până la care se încadrează persoanele respective. Astfel, dacă în trecut suma se ridica, nivelul maxim era la 720-730 de lei, acum este de 1386 de lei. Nivelul venitului net pe membru de familie, iar în cazul persoanei singure, aceasta ajunge la suma de 2053 de lei. Ce mai trebuie să deștiut e că perioada de preluare a cererilor este 18 octombrie, 30 octombrie și că intervalul orar 8.30, 13.30, ziua de vineri fiind destinată introducerii formularelor în baza de date a instituției. Pentru obținerea acestor ajutoare, solicitanții vor prezenta la sediul Direcției de Asistență Socială Satul Mare o cerere însoțită de documentele justificative privind componența familiei, veniturile realizate și bunurile aflate în posesie. Pentru evitarea acordării de drepturi necuvenite, Direcția de Asistență Socială Satul Mare poate solicita informații de la instituțiile, autoritățile competente, pe bază de protocol, ANAF, DITL. Orice modificare intervenită în componența familiei și a veniturilor acesteia se comunică Direcției de Asistență Socială Satul Mare în termen de 5 zile de la data modificării, prin depunerea unei cereri de modificare având atașate documentele justificative. Ieri, în jurul orei 16.30, dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Someș al județului Satul Mare a fost alertat să intervină pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei case în localitatea Berveni. La fața locului s-au deplasat un ofițer și 11 pompieri militari cu două auto speciale de stingere cu apă și spumă, o ambulanță Smurt cu echipaj de prim ajutor și o auto specială de primă intervenție și comandă și 8 pompieri voluntari din cadrul SVSU Berveni, împreună cu primarul și viceprimarul comunei. Ajunse la fața locului, forțele profesioniste au găsit incendiul manifestându-se cu flacără la acoperișul casei și la anexa gospodărească situată în imediata vecinătate. Cauza probabilă de producere a incendiului este jarul sau scânteia provenită dintr-un coș de fum, neprotejat termic față de materialele combustibile. Au ars o anexă gospodărească, acoperișul casei pe o suprafață de aproximativ 400 de metri pătrați, 10 metri cub de lemn de foc și s-au degradat tavanul, un aragaz de gătit și materialele textile aflate în interiorul casei. O suină și 20 de pui de găină au fost găsiți decedați. Au fost salvate două case de locuit, o șură cu grajd în care se aflau animale și 3 bucăți de butelii de gaz butan aflate în imediata vecinătate. Președintele Administrației Județene, Ionel Bogdan, a făcut astăzi o vizită împreună cu Marcel Boloș, director ADR Nord-Vest, pe drumul Nordului, loturile 1 și 2, pentru a verifica stadiul lucrărilor. Acest proiect prevede reabilitarea și modernizarea a 72 de kilometri de drum județean. Lucrările de reabilitare și modernizare pe drumul Nordului vor fi terminate până la finalul lunii noiembrie 2021, cu excepția a 3,9 kilometri de drum județean, la Chioarului, unde în prezent se lucrează la canalizare. Lucrările de canalizare vor fi finalizate până la finalul acestei luni, după care se vor continua lucrările de reabilitare a drumului. Ionel Bogdan, președintele Consiliului Județean Marea Mureș: îmi cer scuze locuitorilor care au avut de suferit în această perioadă din cauza lucrărilor de reabilitare, dar îi asigur că în această iarnă vor circula în cele mai bune condiții și le mulțumesc încă o dată pentru răbdare.
Fostul președinte PNL Ludovic Orban a demisionat din funcția de președinte al Camerei Deputaților. El a spus că nu mai poate exercita această funcție atâta timp cât nu mai este președintele PNL și în timp ce gruparea demolatoare cu sprijinul lui Iohannis este pregătită să calce în picioare democrația în România. Ce gândesc? Spun și ce spun? Fac. Am anunțat încă din campania internă că în cazul în care nu voi fi ales președinte al Partidului Național Liberal, îmi voi prezenta demisia din funcția de președinte al Camerei Deputaților. În urmă cu aproximativ 5 minute mi-am scris demisia și am înaintat-o către biroul permanent al Camerei Deputaților și către secretarul general al Camerei Deputaților. Demisionez din mai multe motive. În primul rând, pentru faptul că am anunțat această demisie ca urmare a faptului că eu consider că pentru a putea gira astfel de funcții în statul român, dacă ești om de stat, nu poți să girezi astfel de funcții decât dacă beneficiezi de legitimitate, iar legitimitatea este conferită de votul cetățenilor care este acordat către formațiunile politice care se prezintă în alegeri. Și atâta timp cât eu astăzi nu mai sunt președinte al Partidului Național Liberal, consider că nu mai pot exercita această funcție. Fostul președinte PNL susține în continuare că noua conducere a partidului a fost instalată cu forța. Motivul însă principal al demisiei mele este legat de faptul că nu mai pot să fiu părtaș cu decizii luate de o conducere instalată cu forța în fruntea Partidului Național Liberal, decizii care nu mai au nicio legătură cu angajamentele făcute de Partidul Național Liberal în campania electorală pentru alegerile parlamentare. Eu nu pot să fiu complice la decizii care trebuiau să mă forțeze pe mine să încalc democrația, prevederile constituționale, principiul constituțional al statului de drept, numai pentru interese meschine politicianiste. Nu mai pot să exercit funcția de președinte al Camerei Deputaților din partea Partidului Național Liberal atât timp cât gruparea demolatoare din jurul lui Câțu, cu sprijinul președintelui Iohannis, după ce a călcat în picioare democrația în Partidul Național Liberal, este pregătită să calce în picioare democrația în România. Propunerea noastră pentru și asociația seară în BPN, pentru că am văzut că a fost public discuția noastră în BPN și atunci a trebuit să o facem public de fiecare dată, să nu fie, să vă dăm direct acces. Decizia a fost să susținem pentru interimar pe domnul vicepreședinte Florin Roman. După aceea vom discuta și vom vedea dacă sau cine o să fie persoana desemnată din partea noastră pentru președintele Camerei Deputaților. Vom avea o persoană, dar deocamdată avem o decizie pentru a susține pe domnul Florin Roman ca președinte interimar. Da. Marți 12 octombrie, la nivelul sectorului Poliție de Frontieră Negrești-Oași, a fost declanșată o acțiune pe linia combaterii contrabandei cu țigări în zona de responsabilitate, în cooperare cu lucrători din cadrul Poliției Rutiere Negrești-Oași. Astfel, în jurul orei 10, polițiștii de frontieră au efectuat semnalele regulamentare pentru oprire la control în trafic la intrarea în Negrești-Oași, dinspre certeze a unui autoturism înmatriculat în România. Șoferul a ignorat semnalele și a continuat deplasarea în viteză, iar în urmărirea lui au pornit colegii de la Poliția Rutieră Negrești-Oași, care pe timpul desfășurării acțiunii au folosit armamentul din dotare, cu respectarea prevederilor legale, fiind trase 14 focuri de armă spre pneurile, mijlocul de transport. Ulterior s-a reușit oprirea autoturismului pe o stradă din Negrești-Oași, dar șoferul a abandonat mașina, lăsând motorul pornit și a reușit să fugă. În scurt timp, șoferul a fost reținut în curtea unui imobil din Negrești. Bărbatul a fost identificat
identificat în persoana unui cetățean ucrainian în vârstă de 22 de ani, iar în interiorul mijlocului de transport au fost descoperite mai multe colete cu țigări fără timbru fiscal. La sediul instituției, în urma inventarierii coletelor din mașină, a rezultat cantitatea de 8600 de pachete cu țigări, în valoare de aproximativ 100.600 de lei. Întreaga cantitate de țigări a fost ridicată în vederea confiscării, iar autoturismul a fost reținut până la finalizarea cercetărilor. Politiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă sub coordonarea procurorilor din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Negrești-Oaș. Sâmbătă 9 octombrie 2021, la ora 18:06, SPJ Salvamont Satu Mare a fost alertat de către operatorul SNUAU 112 în vederea inițierii operațiunilor de căutare a două persoane rătăcite care participau la un antrenament enduro pe un circuit cuprins între localitățile Turți Băi și Târna Mare, în zona limitrofă frontierei de stat cu Ucraina, în munții Oașului. A urmat o conlucrare benefică și constructivă între cele patru instituții abilitate pentru acest caz: ISU Someș Satu Mare, Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Satu Mare, SPJ Salvamont Satu Mare și Serviciul de Telecomunicații Speciale Satu Mare, pentru găsirea soluțiilor optime de căutare, evacuare a persoanelor rătăcite. Această acțiune reușită de salvare, care poate fi prezentată ca un model de bună conlucrare între instituțiile statului, readuce în fața specialiștilor din domeniul serviciilor de urgență și a opiniei publice două probleme majore, una vizând serviciile publice Salvamont, Salvaspeo, iar cealaltă privind pasionații de ture montane, de off-road în mod special. Astfel, SPJ Salvamont Satu Mare atrage atenția legiuitorului despre una din problemele grave cu care se confruntă echipele de intervenție din cadrul serviciilor Salvamont, și anume blocarea și tergiversarea propunerii legislative pentru modificarea ordonanței de urgență a guvernului privind circulația pe drumurile publice. Această inițiativă, care acorda dreptul serviciilor Salvamont Salvaspeo de a utiliza mijloace speciale de avertizare luminoasă și sonoră în situații de urgență, unde timpul de deplasare la locul intervenției poate face diferența dintre viață și moarte, trenează de ani de zile în Parlamentul României, contrar insistențelor și eforturilor depuse de către conducerea Asociației Naționale a Salvatorilor Montani din România, de-a lungul anilor. Acest demers legitim privind misiunea și rolul serviciilor publice Salvamont, Salvaspeo, a fost conceput în sprijinul direct al victimelor implicate în accidente montane, al salvatorilor montani angrenați în activitățile de urgență și implicit al tuturor participanților la traficul rutier. La 1 noiembrie, românii obișnuiesc să pomenească apropiații care au trecut la cele veșnice, fiind ziua morților cunoscută și ca ziua tuturor sfinților sau luminația. În municipiul Satu Mare, marea majoritate a florăriilor, respectiv florare din piețe, s-au pregătit așa cum se cuvine pentru a veni în întâmpinarea sătmărenilor cu aranjamente deosebite, cu candele sau coroane mai mari sau mai mici. Desigur că peste tot în piețe se găsesc și candele simple. Cele de dimensiuni mici pornesc de la 2,5-3 lei, iar cele mai mari se dau la prețuri de aproximativ 10 lei. De la începutul săptămânii, în piața de alimente numărul 1 din municipiul Satu Mare și-au făcut apariția comercianții care și-au expus pe tarabe marfa pregătită special pentru 1 noiembrie, zi cunoscută ca fiind ziua tuturor sfinților și a celor trecuți în neființă sau luminațiile. La o tarabă de la intrarea în piață, coroanele toate se dau la 35 de lei, cu flori diverse din mătase și așezate pe crenguțe de brad, iar cele cu flori de cauciuc se dau la 40 de lei bucata. La o altă masă plină ochi cu coroane, prețurile încep tot de la 35 de lei și ajung la 70 de lei. Pentru cele care au culori mai deosebite sau sunt mai bogat ornamentate, se poate face o deosebire între materialele utilizate, acestea fiind de o calitate mai bună decât la alte tarabe. Tot aici se pot găsi aranjamente cu flori din mătase care au și o candelă, dar cu suport din plastic rezistent.
flori din mătase de calitate superioară. Acestea costă 40 de lei, cele de dimensiuni mai mici și 60 de lei, cele mai mari. Crizantemele, cele mai cumpărate flori la ghiveci în această perioadă, se dau la prețuri începând de 10-12 lei, care nu sunt înflorite complet. La alte tarabe se dau la 15-20 de lei, iar cele multicolore la 30 de lei. În același ghiveci fiind flori de culoare albă, galbenă și vișinie. Banca Națională a României a cotat un euro la 4,94 de bani. Dolarul american a fost cotat la 4,26 de bani cu 0,47%, mai puțin față de cotația de miere. Moneda maghiară a fost cotată la 1,37 de bani pentru 100 de forinți. În timpul nopții, cerul va avea înnorări și va ploua local în nord-vest și sud și pe arii mai restrânse în rest, cu o probabilitate mai ridicată în centru. La munte, mai ales la altitudini de peste 1500 de metri, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla de la slab la moderat. Temperaturile minime se vor situa între 1 și 10 grade. Izolat vor fi condiții de ceață. În timpul zilei, vremea va fi deosebit de rece, cu valori termice chiar ușor mai scăzute decât în intervalul anterior. Cerul va fi noros în jumătate de sud-est a țării, unde temporar va ploa. Prin acumulare, cantitățile de apă vor depăși local 10-20 de litri pe metru pătrat. În restul teritoriului, înnororile vor fi temporare, iar ploile se vor semnala pe arii mai restrânse. La munte vor fi precipitații mixte, iar la altitudini mari va ninge și se va depune strat de zăpadă. Vântul va sufla de la slab la moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 7 și 15 grade. În județul Satu Mare, vremea va fi deosebit de rece, îndeosebi în cursul zilei. Cerul va fi mai mult noros. Pe arii relativ extinse, îndeosebi în cursul nopții, va ploa. Vântul va sufla de la slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 și 14 grade, iar cele minime între 4 și 6 grade. În județul Maramureș, vremea va fi deosebit de rece, îndeosebi în cursul zilei. Cerul va fi mai mult noros. Local, îndeosebi în cursul nopții, va ploa. La munte, precipitațiile vor fi mixte, iar pe creste va ninge. Vântul va sufla de la slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 și 14 grade, iar cele minime între 25 grade. În județul Sălaj, vremea va fi deosebit de rece, îndeosebi în cursul zilei. Cerul va fi mai mult noros. Pe arii relativ extinse, îndeosebi în cursul nopții, va ploa. Vântul va sufla de la slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 și 14 grade, iar cele minime între 25 grade. În județul Cluj, vremea va fi deosebit de rece, îndeosebi în cursul zilei. Cerul va fi mai mult noros. Local, îndeosebi în cursul nopții, va ploa. La munte, precipitațiile vor fi mixte, iar pe creste va ninge. Vântul va sufla de la slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 și 14 grade, iar cele minime între 3 și 5 grade Celsius.